Șefa diplomației de la Londra a declarat duminica aceasta că îi susține pe cetățenii Regatului Unit care doresc să se ducă în Ucraina pentru a se alătura unei forțe internaționale care să lupte împotriva invaziei rusești. În declarații făcute postului BBC, conservatoarea Truss a apreciat că fiecare persoană trebuie să ia deciziile care îi convin, dar a adăugat că aceasta este o luptă pentru democrație. Ea a insistat că ucrainienii luptă pentru libertate, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europa. Anterior, președintele ucrainian Zelensky a îndemnat pe cetățenii străini să se alăture Ucrainei, în încercarea acestei țări de a se apăra de invazia rusă. Marea Britanie vine cu un răspuns suplimentar de sancționare a Rusiei după agresiunea din Ucraina. În acest sens, în Parlament va fi prezentat luni un proiect de lege care vizează combaterea criminalității economice și a spălării de bani. Referitor la acest proiect, premierul Boris Johnson spune că este o represiune a spălării de bani murdari. Nu este loc pentru bani murdari în Marea Britanie. Acționăm mai rapid și mai ferm pentru a prăbuși fațada în spatele căreia s-au ascuns de atâta timp cei care susțin campania distrugătoare a președintelui rus Vladimir Putin. Cei care îl susțin pe Putin au fost anunțați. Nu veți avea unde să vă ascundeți câștigurile nejustificate, a declarat Boris Johnson.